Anul acesta, o parte din cei mai mici dintre timișoreni își încep primele zile la grădiniță în spații proaspăt renovate. Echipele primăriei Timișoara au reparat săli de clasă vechi, dar și spații care stăteau închise cu lacătul și erau nefolosite. Astfel, administrația locală a creat 200 locuri noi la grădiniță cu condiții moderne de joacă și învățat, rezolvând probleme istorice. Cele mai mari lucrări au fost realizate la grădinița cu program prelungit numărul 24. Echipele municipalității au renovat un corp de clădire cu două etaje și au amenajat 4 săli de clasă și grupuri sanitare moderne. Au fost efectuate și lucrări exterioare care includ înlocuirea gardului, intervenții la spațiul verde și amenajarea curții interioare. Intervenții au avut loc și la alte grădinițe. Spre exemplu, la grădinița cu program prelungit numărul 7 au fost finalizate lucrările de reparații interioare și exterioare la o unitate de învățământ unde nu s-au mai efectuat intervenții de foarte mult timp. Aceste reparații asigură o cale de acces sigură spre curtea interioară și au creat un spațiu funcțional și securizat pentru acces. Lucrări de renovare s-au mai efectuat la grădinița cu program prelungit numărul 14, grădinița cu program prelungit numărul 23, grădinița cu program prelungit numărul 31, grădinița cu program prelungit numărul 32 și grădinița cu program prelungit numărul 48.